Tudor Meiloiu nu pictează ce vede, ci ceea ce mintea sa închipuie și talentul său șlefuiește până la stadiul de capodoperă. Măiastrele pe care le expune la Galeria Arta, ce au ajuns la Câmpul Lung după ce au fost expuse la Cercul Militar din București, vin din cele mai străvechi filoane românești. Și nu este doar o măiastră, o regină a păsărilor care coboară din tărâmul său magic pentru a-i elibera și ajuta să învingă pe feții frumoși. Sunt mai multe, continuu perfecționate, înnobilate cu alte calități, cu alte forțe. Tudor Meiloiu nu aduce doar o temă, cea a păsării măiastre, pe care o continuă, un fel de variațiuni pe aceeași temă. Vine cu noi concepte, cu noi forme de expresie artistică. Senzaționalele sale lucrări de grafică sunt desăvârșite când pensula și culorile sunt mânuite de pictor. Cele patru tablouri de aici le socotesc, după umila mea, posibilitate capodopere, în care pur și simplu pasărea reprezintă un fragment din ambient și se inserează splendid, atât prin coloratură, cât și prin plimbarea privirii spre punctul principal al spațiului pânzei. La fel și din coace, deși un preot a spus că lui se pare o cupă, mie mi se pare că această cupă este arborele vieții. La fel și din coace. În sfârșit, roșul din fundal, din cele două lucrări verticale, reprezintă frământarea, pasiunea care există în om, oricând și la orice vârstă. Fantasticul imaginat de Tudor Meiloiu pare atât de simplu, dar se complică pe măsură ce urmărești detaliile, intrând într-un labirint captivant de forme care creează alte forme. Arta lui Tudor Meiloiu este una artistului ajuns nu doar la maturitatea creației, ci și la apogeul înțelegerii sensului artei sale, iar prin măiastre reușește să te trimită într-o lume fantastică, cu 1001 de nopți de gânduri, de mistere, de provocări ale propriilor noastre imaginații. Cât lucrăm mai mult, cu atât ne perfecționăm, cu atât lăsăm niște creații foarte bine realizate. Așa cum soțul meu și-a schimbat stilul de lucru de la o perioadă la alta, s-a perfecționat, a trecut dintr-o modalitate de exprimare în alta, s-a îmbogățit și el și cei care privesc opera. Și mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat și de problemele de sănătate în mare parte, că îl avem printre noi, că a fost perioadă foarte critică, era să îl pierdem, dar iată că Dumnezeu a fost cu noi și cu dumneavoastră că aveți această șansă să îl revedeți și să vă aducă această bucurie acum la împlinirea 75 de ani. Măiastrele lui Tudor Meiloiu vor rămâne pe simezele Galeriei Arta din Câmpul Lung până la începutul lunii mai, întâlnirea cu desenele și picturile artistului bucureștean fiind nu doar o incursiune în arta plastică contemporană de cea mai bună calitate, dar și un cadou adus propriilor minți de a se opri din cotidian pentru a se transpune într-o lume imaginară.